Bună ziua, iubibilor, aici Felicia Orsărescu. Ultimele podcasturi au fost dedicate anxietății, fricilor și atacurilor de panică, pentru că, evident, atenția mea era îndreptată spre acest subiect, pe de o parte, pe de alta, pentru că prietenii, mulți dintre prieteni și dintre persoanele cu care lucrez, m-au contactat chiar pentru asta, deci pentru stări emoționale, pentru agitație, pentru atacul de panică, anxietate și așa mai departe. De astăzi este disponibil pe site-ul meu videocursul pe care l-am înregistrat despre atacuri de panică și anxietate. Și pentru primele 3 zile va exista o ofertă, există o ofertă. Cine cumpără acest videocurs are posibilitatea de a participa gratuit la ședința de grup pe care o voi organiza la sfârșitul lunii noiembrie. Deja persoanele care sunt înscrise la newsletter-ul de la site-ul meu, rivadu.com, știu acest lucru. Deci, după o lună, după ce persoanele au cumpărat și au vizionat materialul și l-au pus în practică, doresc să fac această ședință de grup pentru că astfel pot să-mi pun întrebări, putem să facem o ședință împreună și să vedem ce anume funcționează și ce anume poate funcționa mai bine. Așadar, dar pentru cine nu dorește sau nu poate să cumpere acest curs, m-am gândit să continui să prezint aceste pilule, să zicem, idei care pot ajuta persoanele să zicem, să-și stăpânească emotivitatea, să se simtă mai bine, să reușească să devină mai calme și mai relaxate. Și astăzi aș vrea să vă prezint o tehnică care este foarte frumoasă, mie îmi place foarte mult, The Havening Technique. Această tehnică ajută nu numai în cazul de frică și anxietate, dar pentru orice emoție puternică pe care noi o experimentăm. De fapt și de drept, atunci când gestionăm emoțiile, chiar și în curs, tehnicile pe care le prezint nu sunt doar pentru frică și anxietate, dar sunt pentru acele momente de emoții foarte puternice pe care nu reușim să le stăpânim. The Havening Technique este foarte bună și pentru stresul post-traumatic. Este utilă nu numai pentru ceea ce este aici și acum, dar și pentru ceea ce a fost în trecut. Această tehnică a prezentat-o Paul McKenna, care este un hipnoterapeut englez, care este celebru în toată lumea, cred că toți îl cunoaștem sau în marea majoritate. Tehnica, în realitate, a fost creată de Ronald Ruden, care este un medic și care, practic, acest domn a reușit să folosească cele mai noi rezultate din neuroștiințe și să le împacheteze în metode de vindecare. În 2010 a publicat o carte, When the Past is Always Present, când trecutul este mereu prezent, și în această carte prezintă această tehnică la care însuși Paul McKenna a colaborat. Este o tehnică psihosenzorială. Din această categorie fac parte EFT, Emotional Freedom Technique, PFT, EMDR. Deci sunt acele tehnici, EFT este tehnica care, și PFT, sunt tehnici care folosesc, practic, stimularea punctelor de pe meridiane împreună cu verbalizarea problemei. EMDR este, practic, tehnica care folosește încrucișarea privirii, deci privirea în opt, în timp ce, mă rog, terapeutul conduce persoana în acest proces. Ochii se folosesc și în Havening Technique, doar că în Havening Technique, practic, ochii sunt doar pe capul rămâne drept, iar ochii se mișcă în stânga și în dreapta pe linie orizontală. În Havening Technique, practic, folosim mai multe tehnici, deci, practic, tehnici combinate, cum să zice. Și autorii spun că, practic, creierul intră în starea theta. Starea Theta este starea vindecării și a transformării. Se folosesc brațele, practic ne mânghiem, pentru că această mișcare, această mângâiere, automângâiere, ne amintește de când eram copii mici și mama ne mângâia și este și ca un gest de aprobare de sine și în același timp ne liniștește foarte mult.
Se folosesc, deci, mișcarea ochilor, se închid ochii, se fac anumite vizualizări. Este un exercițiu simplu, dar a fost, ca să devină simplu, în spatele lui este ceva cercetare și știință. În afară de că anumite persoane se mângâie, își mângâie brațele de la umeri până la coate, dar putem mângâia și obrajii și mâinile, deci fiecare cum îmi dorește. Și practic, după noi, dacă facem această tehnică, dacă aplicăm acest exercițiu, să zicem, pentru o emoție, pentru o amintire neplăcută care încă ne mai face să suferim, evident că o să ne reamintim ceea ce s-a întâmplat, cu diferența că amintirile nu ne vor mai deranja. Și m-am gândit să vă ilustrez, nu știu dacă în limba română cineva a ilustrat această tehnică. Pentru mine este foarte utilă, îmi place foarte mult. Și hai să o facem împreună, te ghidez în această tehnică. Înainte de toate, gândește-te la ceva care te deranjează. Sau poate fi o emoție recentă, poate fi un blocaj, poți simți un blocaj într-o anumită zonă a vieții tale, într-o circunstanță, sau poate fi un eveniment din trecut care încă te deranjează. Aș vrea să te gândești la această emoție și să dai o notă de la 0 la 10, unde 0 înseamnă că 0 intensitate, deci nu te deranjează, iar 10 reprezintă maximum, adică mai mult de atât nu se poate. Te voi ghida și te rog să urmezi indicațiile mele. Cum am zis, îți voi cere să-ți mângâi brațele, să închizi ochii, să-ți imaginezi ceva, să numeri cu voce tare. Ok, presupunând că ai găsit emoția sau orice altceva pe care vrei să faci acest exercițiu și ai dat o notă, acum te rog frumos să te îmbrățișezi și să începi să-ți mângâi brațele de la umeri până la coate, închide ochii și lasă-ți gândurile să se dizolve. Și aș vrea să-ți imaginezi că mergem împreună pe o plajă. Și la fiecare pas pe care îl faci pe nisip, începi să numeri cu voce tare, de la 1 la 20, împreună cu mine. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Continuă să-ți mângâi brațele și aș vrea să deschizi ochii și să începi să-i miști orizontal, ții capul nemișcat și te ghidezi, ochii la stânga, ochii la dreapta, ochii la stângă, 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 ochii la dreapta. Acum aș vrea să-ți închizi din nou ochii, continuând să-ți mângâi brațele și imaginează-ți că mergem împreună într-o minunată grădină. Și la fiecare pas pe care îl faci în iarbă, începi să numeri cu voce tare împreună cu mine de la 1 la 20. 1 2 3 4, 5,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Și din nou, continuând să-ți mângâi brațele, deschide ochii și începe să-ți miști ochii orizontal, ținând capul nemișcat, ochii la stânga, ochii la dreapta, 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 ochii la stânga, ochii la dreapta. Iar acum, așa din nou să închizi ochii, continuăm să-ți mângâi brațele și imaginează-ți că cobori o minunată scară. Și la fiecare treaptă încep să numeri cu voce tare împreună cu mine de la 1 la 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Acum deschide ochii și aș vrea din nou să te gândești la emoția ta și să te gândești la intensitatea ei, ce notă i-ai dat acum. Și dacă intensitatea emoției a scăzut la 0, la 1 sau la 2, este ok. Dacă nu, reia procesul de la capăt până când ajunge la 1 sau la 0, deci la o notă foarte mică. Poți să folosești această tehnică oricând dorești, pe orice emoție, pe orice amintire, ori de câte ori, sau când te simți copleșit de emoții, sau când dorești să fii mai centrat și mai calm. Așadar, acesta a fost exercițiul pentru astăzi. Mi-ar place să scrieți în comentarii dacă v-a plăcut, cum a fost și cum vă simțiți. Pe internet se găsesc video cu Paul McKenna, care face demonstrații ale acestui exercițiu, sunt în engleză. Nu știu dacă cineva l-a mai făcut în limba română. Până la următorul podcast, pentru că nu știu dacă am să înregistrez un video atât de repede, vă îmbrățișez cu dragul unde ați fi. Aici Felicia Ursărescu, viață lungă și prosperitate!